dimineața. Așa, bună dimineața. Da, așa, da, așa, da, vă roșie, da, 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 da. Și-a lăsat Angie deși, mâncarea. Deși e un cântec cu dedicație, vă pot cu dedicație. Vă invităm. Trageți la bucătărie, trageți la mâncare. La mâncare, fiecare la mâncare, așa de dimineață. Nu mai e bună mâncare, a lăsat-o Angie, s-a dus. Pe mâinile lui Fereșteanu. Nu mai, haide. Deci azi nu mâncăm. Nici astăzi. Noi nu mâncăm de mult de când nu gătește Angie. Nu, că nu prea gătește. Mai mult joacă Angie. Ardeleancă, nu? Da. Trebuie să gătesc, că vine cardeleancă. Dar îmi place mai mult să joc și să cânt. Păi ești faină ce cânt jos tu, dragă. Așa? Ești faină, fo. Mulțumim. Luați un loc, vă rugăm frumos. Bine v-am găsit, așa. Bine ai venit pe la noi. Zor. Da, cu capul zor. Dar ce voie bună la Buzău acolo. Da, totdeauna a fost voie bună și veselie, petrecere. Ca românul petrece și când e rău și când e bine, el e plin de, umor și de veselie, să spunem așa. O carieră solidă în care ai adus așa zâmbete românilor, dar de unde a început? Cum ai debutat? Păi, cu mulți ani în urmă, eu sunt solist la ansamblu artistic Ciocârlia, acolo îmi desfășor activitatea de 20 și ceva de ani. Și am fost descoperit de maestru Benone Sinulescu, care este mentorul meu, îl salut, să-i dea Dumnezeu sănătate, îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine și toate sfaturile frumoase și bune și pe drumul frumos pe care m-a îndreptat. Îi Nicolae. Mulțumesc, maestre, să ne trăiești! Mulțumim, maestre! La mulți ani! Așa, hai, bun, așa, Nicolae, fiate, avem o surpriză pentru tine. Da. Uită-te acolo și spune cine intră. Nu, nu glumesc, nu. Aoleu, ce păr negru aveam. Glasul la fel de fin. Cam prin ce an se întâmpla filmarea asta? Cred că în 2004 ceva, cu ansamblu Ciocârlia. Aveam un o emisiune dedicată ansamblu Ciocârlia. Da. Era începuturile mele acolo la ansamblu. Da, 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 da. Vai, ce păr negru aveam. Acum s-a mai albit, l-am vopsit. Astea sunt imaginile de debut, pentru că debutul aici la televiziunea română. Chiar o emisiune realizată de doamna Elize Stan, mi-aduc aminte, da. La Muzeul Satului. La Muzeul Satului, frumos. Da. Frumoase imagini. Nu l-ai mai văzut de ceva vreme, bănuim, nu? Cred, nu l-am văzut de atunci. Nu l-ai văzut. Era acolo, era în direct emisiunea. Nicolae, cu ce artiști mari ai avut spectacole până azi? Cu toți mari artiști. Vreau să vă spun că sufletul meu este plin de bucurie și veselie, că am cântat pe scenă alături de mari artiști, mă iubesc artiștii mari, am fost alături de ei, am amintiri frumoase cu cei mai mari artiști și pentru mine este un lucru bun, să zic așa, nu? Ai un simț al umorului deosebit. În turnee am auzit noi, ni s-a șoptit nou lucrul acesta. Da, da, da. Și vrem să vedem câteva dovezi. Am auzit că imiți așa pe câțiva dintre ei. Tocmai sub Benone Sinulescu m-a descoperit acest talent, această latură de a imita cântăreți. Uite, vreau să încep, dar trebuie să mă ridic în picioare, că altfel nu iese să știți. E de dimineață, nu știu dacă o să iasă voce așa, că e prea de dimineață. Dar să încep, uite cum mai sub Benone Sinulescu, acum am amintit. Benone, ne-a venit, și prin pădurea Radului trece mama Radului, vine crebând și de Radul întrebând, Radu, bami, Radule, aplauze! Și ne-a venit, ce zice? Păi ce să zic, că el m-a descoperit, cum spuneam mai devreme, cu această imitație, cu acest moment de imitații, m-a dus aici la televiziunea română, la marele om de televiziune, Valerius Lazarov, pentru că le realizau emisiune Geniali. I-a plăcut foarte mult acest moment de imitații și l-am făcut în emisiunea Geniali. Ce frumos! Da. Să trecem și pe la Irina Loghi. Da, vreau să vă cânt o melodie pe care o cântam în tinerețile mele și aș vrea să vă dedic cu drag pentru dumneavoastră, dragii mei. Dați-mi voie în astă seară, că am venit să vă cânt iară, că am venit să vă cânt iară. Vă mulțumim și vă iubesc din suflet, dragii mei. Extraordinar de bine, foarte tare. O iubim pe doamna Irina. Vreau să nu uităm pe regretata Ionela Brodan, care mulțumesc foarte mult că am avut o prietenie frumoasă cu dânsa și să ne aducem aminte. Mamă, toată lumea mă iubește și vreau să cânte cu mine cea mai frumoasă melodie care a făcut în conjunul numai pământ.
Din bucata, nu de pâine, lume, a crescut un niciun câine. Frumos m-a părăsit, s-a dus și n-a mai venit, măi. Doar câinele mi-a rămas, la pâine, la necâz, mă, vă pupă, mă, doamne, și noi vă pupăm. Și noi, doamne, bravo. Nicolae. Mai aveți? Dar să nu uităm pe regretatul Ion Dolănescu, așa cum venea la televiziunea română. Așa frumos cum venea la televiziunea română și... Bună ziua, domnule Dolănescu! Bună dimineața! Bună dimineața și tot poporul meu iubește și... Să cântăm o idee pe care o știți cu toții, să o cântăm împreună. M-am născut lângă Carpați, la pole de munte, într-o casă cu mulți frați... Nicolae, Ion, Constantin, Maria... Filoftea. Mulți, mulți. Și cu doruri multe. Mă cunoaște și mă iubiți. Mă iubesc și-o pe frumos. Fabulos! Fabulos! Ești fantastic, Nicolae, fantastic. A fost mai de dimineață, așa, nu știu dacă am mers glasul, că știți că la artiști trebuie să ne încălzim un pic. N-am știut că trebuie să pregătesc aceste momente de imitații, care am făcut un succes foarte frumos. Să știți că merg la orice eveniment unde merg, după ce îmi termin programul meu. Și vin la pachet? Vin la pachet și cei care m-au invitat, Ginerica, Mireasa, Socrii Mari, domnul Datcu, nu plecați până nu-i faceți nouă momentul ăla de imitații, să râdă lumea. Exact, exact. Cum să închei o nu pot să plec de la un eveniment, de la un spectacol, fără să nu fac acest moment de imitații. Nicolae, te așteptăm cu drag de fiecare dată la noi. Cu drag și eu am să vin și vă mulțumesc pentru invitație. Rămâi cu noi.